2016, consider septembrie 2016, deci ședința este constituit legal. Avem, suntem statutari. Vreau să vă prezint ordinea de zi. Bine că astăzi avem o ședință ce se va desfășura în situații excepționale, constatate prin hotărârea Guvernului numărul 1090 din 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință instituită la nivel local, următoarea ordine de zi. Ordinea de zi ați primit-o, am discutat-o și în comisie. Cine este? Ați primit și proiectul de hotărâre cu sumele care, în forma modificată, care s-au cerut pe comisii. Cine este de acord cu ordinea de zi, așa cum este prezentată de către executiv, și o să vă iau nominal? Domnul Băicuianu Ciprian. De acord. Ciprian. Ok, mersi. De acord. Domnul viceprimar, domnul Bejan Răzvan, de acord, este de față. Domnul Volbotină Viorel este de față, este de acord. Brazu, domnul Gabi. De acord, prezent. De acord. Mulțumesc, Constantin Alexandru. Pentru. Mulțumesc, Dinu Ion. Pentru. Domnul Dinu Valeriu. De acord. Sustenat, de acord. Matei Horia. Mulțumesc. Nică Marius. Este prezent aici de față, mulțumesc, de acord. Oprișan Gabi. De acord. Răbaia Eugen, a intrat Eugen? Nu. Roșu Marian. De acord. Mulțumesc, Tam Vasile. Vali. De acord. Mulțumesc. De acord. Soldat Marius. De acord. Mersi. Cristea Constantin. De acord. Tomuță Emilian. Mulțumesc. De acord. Dă drumul la microfon, Tomuță. A intrat Tomuță. Auziți? Da. De acord. Mersi. Mersi. Trecem la proiectul numărul 1. Deci, ordinea de zi a fost votată cu unanimitate. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Avizul comisiilor, vă rog, domnul Băicuianu, Comisia Economică. Aviz favorabil. Juridic, domnul Bejan. Favorabil. Favorabil, domnul. Mulțumesc, domnul comandant. Domnul Tomuță, urbanism. Favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Și cultură. Favorabil. Mulțumim. Trecem la discuții. Dacă nu sunt discuții, trecem la votarea proiectului așa cum este prezentată către executiv. O să permite să vă iau iară în ordine nominală. Domnul Băicuianu Ciprian. Cineva solicită cuvântul, se aude în spate. N-am cine? Aud? Da, se aude. M-auziți? Domnul Marian? Da. M-auziți? Da, vă aud slab, da, vă auzim. Da, spuneți. Doresc ca domnul primar să... n-am auzit nicio foarte bine. Aș vrea să ne spune domnul primar unde se duc cei 57.000 de lei pentru modernizarea celor patru străzi.
Deci o să vă rog să mai puneți o întrebare încă o dată, pentru că nu s-a înțeles, da? La ce capitol? Vă referiți la banii pe... La transportul vă referiți sau la... Da, la ce sunteți capitol. Da, este vorba de cele străzile pe care le-am aprobat în Consiliul Local pentru a ne asocia cu Consiliul Județean și a le moderniza. Am înțeles. M-a auzit mai bine. E vorba de plata documentațiilor pentru SF-ul și PT-ul. Deci o să intrăm probabil că în ședința de luna următoare o să intrăm cu aprobarea indicatorilor la aceste străzi. Sunt străzile aprobate în Consiliul Local. Ok, am înțeles. În acest am totuși preobiectori pentru petrolului. Pentru apărare mal, nu pentru parcare publică pe 22 decembrie. Cei 19.000 de la primărie, de la SF-ul pentru primărie, doresc să-i ducem în capitolul burse. Nu. Deci banii pentru burse ne vin separat. Deci ei ne vin separat pentru burse și n-au nicio treabă cu acești bani. Iar banii pe care noi am prevăzut sunt banii pentru modernizare, s-a aprobat în Consiliul Local pentru strada pompelor pe care dumneavoastră ați fost astăzi, pentru strada, pentru o parte din strada Independenței și lucrurile care au fost aprobate în Consiliul Local. Acolo sunt de acord. De acord. Problema este cu parcarea publică a liceului. Reabilitare petrolului. La petrolului e o completare de sumă pentru încheierea contractului. Am explicat și ieri lucrul ăsta, s-a întrebat și am răspuns. Deci mai sunt de făcut cu marcaj, montare de semne, de situație și în momentul când le vor executa să avem bani să putem să închidem lucrarea anul ăsta. Ok, bine. Mulțumim. Alte discuții? Dacă nu mai sunt la vot, la votul proiectului numărul 1, proiectul care este prezentat așa, îl votăm așa cum este prezentat de către executiv. Domnul Baicoianu Ciprian, vă rog, votul nostru. Mă abțin. Domnul Bejan Răzvan. Domnul Bolbotina. Domnul Breazu Gheorghe. Pentru. Domnul Constantin Alexandru. Pentru. Dinu Ion. Pentru. Dinu Valeriu. Pentru. Arabagiu Matei Robert, subsemnatul pentru. Matei Horia. Pentru. Mulțumesc. Nică Marius de față pentru. Opișan Gabi. Pentru. Roșu Marian. Abțin. Abținere. Stan Vasile. Pentru. Șoldan Marius. Abțin. Abținere. Șoldan Marius. Câstea Constantin. Pentru. Tomuț Emilian. Abțin. Cu 4 abțineri de la Partidul Ecologist Român, proiectul a trecut. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din OUG numărul 83/2021, pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Avizul comisiilor, vă rog. Domnul Băicuianu, Comisia Economică. Favorabil. Domnul Bejan, Comisia Juridică. Favorabil. Mulțumim, domn comandant. Da. Ce? Urbanismul, domnul Tomuță. Favorabil. Cultură, favorabil. Discuții.
Ați primit adresa nouă cu sumele care sunt modificate. Le-ați văzut pe mail. Este proiectul de hotărâre în forma finală care am solicitat la comisie. Nu avem anexele, fără anexele acelea care le-am avut. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, trecem la vot. Domnul Băicuianu Ciprian. Mă abțin. Abținere. Domnul Bejan Răzvan. Pentru. Volvotină Viorel. Pentru. Domnul Breazu Gheorghe. Pentru. Constantin Alexandru. Pentru. Mulțumesc. Dinu Ion. Pentru. Domnul comandant Dinu Valeriu. Pentru. Paravagiu Matei Robert, subsemnatul. Pentru. Oria Matei. Pentru. Sintră Mariu, aici față. Pentru. Oprișan Gradu. Pentru. Roșu Marian. Martin. Abținere Stan Vasile. Vali. Pentru. Pentru Șoldan Marius. Mă abțin. Abținere domnul Cristea Constantin. Pentru. Mulțumim. Domnul Tomuț Emilian. Abțin. Patru abțineri din partea Partidului Ecologist Român. Proiectul a trecut. Mulțumim. Acum aș vrea să pun și o problemă, o ridic către executiv. Dacă mai aveți răbdare două minute, o să îmi înțelegeți de ce. Avem la nivelul unităților de învățământ din pe raza municipiului Moreni, chiar dacă suntem în vacanță, marea majoritate a unităților de învățământ funcționează după vechea lege a legii învățământului, și anume aceea că constituirea Consiliului de Administrație să fie reprezentată și de către consilier local și de către un reprezentant al primarului. Acea lege a fost modificată. Acum către executiv aș avea rugămintea, știu că au primit din partea unităților de învățământ adrese ca să desemneze din partea Consiliului Local și din partea primarului membrii din Consiliul de Administrație. De ce spun acest lucru? Modificarea legii spune foarte clar că profesorii care sunt consilieri și fac parte din Consiliul Local nu mai au voie să facă parte din Consiliul de Administrație al unităților de învățământ. Și asta e o noutate. Mai mult decât atât, în anul școlar 2021-2022, care a început din septembrie, de pe 1 septembrie, Consiliul de Administrație ar fi trebuit modificate. Și rugămintea mea către executive e să o facem, dacă se poate, în prima ședință a Consiliului Local. Și a doua problemă, ținând cont de faptul măsurilor excepționale pe care le avem acum, și anume că rata de infectare pe raza municipiului Moreni este foarte mare, și ținând cont de faptul că putem avea în ședința Consiliului Local proiecte care necesită votul prin vot secret, aș vrea ca să facem o procedură prin care să trecem prin Consiliul Local, o procedură a votului secret prin mijloacele electronice și online. Asta înseamnă că trebuie să facem să luăm legătura cu un ITist, să facem adresa de e-mail care trebuie să răspundă cineva, să facem procedura în așa fel, să facem o platformă pe Google Forms ca votul să fie secret și numai persoana desemnată care o să primească să știe, și atunci avem
să avem această procedură să fie statutară și să putem apela la ea când avem nevoie de votul secret. Bine, mulțumim. Vă urez weekend. Trăiți, numai bine, o zi bună.